Nu există nicio instituție, nicio posibilitate, nicio organizație națională sau internațională, nici măcar instituțiile statului, care le-ar garanta acestor oameni drepturile și le-ar apăra aceste drepturi sau le-ar apăra securitatea lor în cazul în care vor avea probleme. Acest teritoriu al Republicii Moldova, mă refer la stânga Nistrului, este un teritoriu închis. Închis pentru monitorizare, închis pentru opinii liber exprimate de către cetățeni. În stânga Nistrului nu veți vedea emisiuni de genul pe care le face Europa Liberă, în care oamenii își spun părerea, o argumentează foarte bine. Adică instituțiile media din stânga Nistrului nu sunt independente și respectiv trebuie să promoveze doar un mesaj care convine și este verificat exact ca în perioada sovietică. Și atunci, dacă nu există în acest teritoriu aceste elemente, societatea civilă, nici nu mai vorbesc, este persecutată, este intimidată, este practic neutralizată, să spun altfel. Deci, într-un astfel de teritoriu, evident că nu poți avea nicio garanție, evident că nu te poți aștepta la o solidaritate a cetățenilor cu tine în cazul în care vei avea probleme. Și impunitatea care există acolo descurajează oamenii, pentru că ei știu că nimeni nu va putea apăra, ei știu că în cazul în care vor avea probleme, nimeni nu va putea ajuta. Unica lor speranță este să se uite peste Nistru, către Chișinău, iar din păcate la Chișinău, așa cum am spus, nu avem nici instituțiile ale statului, nici altfel de instituții, mă refer civice sau internaționale, care s-ar ocupa nemijlocit cu astfel de cazuri și cu astfel de probleme. De la declarație până la fapt este pentru Republica Moldova sau în cazul Republicii Moldova este o cale foarte lungă, din păcate. Din experiența noastră vă spun cu inima sau cu mâna pe inimă, în mare lor majoritate, dacă nu chiar în toate cazurile când am avut nevoie de implicarea statului sau anumitor instituții ale statului ca să apere, să ajute o persoană care avea nevoie urgentă la acel moment de suportul statului, chiar dacă erau cetățenii Republicii Moldova, nu a fost posibil. Dimpotrivă, noi eram nevoiți nu doar să îi asistăm juridic pe acești oameni care aveau nevoie nu doar de suportul juridic în partea dreaptă, dar aveau nevoie și de un acoperiș, aveau nevoie de un pat pe o anumită perioadă până se rezolvă anumite probleme pentru ei. Și din păcate Chișinăul nu are niciun astfel de instrument și o spun cu regret, din păcate nici nu vor să se gândească la un astfel de... Noi insistăm pe parcursul ultimilor ani și vom încerca acum să apăsăm pedala, să accelerăm pe acest subiect, pentru că este important să avem o instituție sau să avem un instrument prin care oamenii care au probleme în stânga Nistrului, care nu se mai pot întoarce în stânga Nistrului, să poată beneficia în anumite condiții, periodic sau pentru o anumită perioadă, de asistența foarte clară, pentru anumite categorii foarte clare, de asistența statului. Abuzurile care au loc la Tiraspol, ele sunt consecința incompetenței și inacțiunilor din partea Chișinăului. Totul se află aici. Toate cheile sunt aici.